A început cel de-al treilea capitol din povestea proiectului Petale în Vânt, un proiect despre bunătate, dăruire și voluntariat, ce se desfășoară în școlile din Sălaș și în alte 6 județe pentru al treilea an consecutiv. Astăzi a avut loc lansarea proiectului educațional de caritate și voluntariat Petale în Vânt, ediția 3-a, în prezența echipei de proiect și a partenerilor. După cum preciza în deschiderea evenimentului Alina Cotoi, una dintre coordonatoare, proiectul își propune și în acest an să funcționeze pe bază de voluntariat și să sprijine prin donații diferite instituții, asociații, fundații care au ca scop principal susținerea financiară și morală a copiilor aflați în diferite situații defavorizate. Vreau să vă reamintesc în câteva cuvinte faptul că acest proiect și-a propus să sprijine prin donații diferite instituții, fundații, asociații care se ocupă de elevi, de copii cu probleme sau cu copii abandonați de părinți. De asemenea, scopul proiectului este implicarea cadrelor didactice și a preșcolarilor și elevilor în activități de abilități practice, voluntariat și caritate, cu scopul de a oferi sprijin financiar unei instituții social-comunitare și de a promova necesitatea înțelegerii modului pragmatic de abordare a educației non-formale. În ediția a treia pe care o lansăm cu această ocazie, avem 7 județe și 47 de unități de învățământ. Pentru Sălaș suntem anul acesta 24, în Bihor 11 unități de învățământ, Cluj 4, Bistrița 4, Suceava o singură unitate de învățământ, Alba 2 unități de învățământ și în Brașov avem una singură. Au rămas județele care erau și anul trecut și au aderat Alba și Brașov. Beneficiarii direct pentru această ediție, pentru județul Sălaș, avem Fundația Suntem Părinți Nouă Ne Pasă de la Jibou. Ei se ocupă de 27 de copii cu diferite tipuri de dezabilități și nevoi speciale și v-am și pus în paranteză câteva dintre ele. Este vorba de sindrom Down, TIS, retard psihomotor. Proiectul, care a ajuns a fi regional, este coordonat de profesorii Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian, Alina Cotoi, Anca Făgăraș, Adina Balaș, Paula Deac, Cristian Man, Paul Petrian și Alina Cozac, echipă pe care directorul colegiului Ioan Lung a ținut să o felicite pentru inițiativă și sustenabilitate. Motivul pentru care ne întâlnim astăzi este unul cunoscut. Cine nu știe proiectul nostru Petale în Vânt, mai ales dintre cei de față, dar proiectul nostru este cunoscut în tot orașul, în multe localități din județul nostru și de o vreme încoace chiar și în alte județe. Ambiția colegilor care coordonează acest proiect este la fel de mare ca și a celorlalți colegi care coordonează alte proiecte și doresc să afle foarte multă lume despre proiectul nostru și despre obiectivele acestui proiect. În ediția din acest an, partenerii în proiect sunt Inspectoratul Școlar, Instituția Prefectului, Primăria Municipiului Zalău, Casa Corpului Didactic Zalău, Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaș, ADI Sălaș Plus, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș, Asociația Handicapaților CITO, Direcția și Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Asociația Sportivă Tubi Sport.